Doi bărbați din localitatea Ciumăfaia, județul Cluj, au fost prinși în timp ce tăiau și sustrăgeau arbori de pe o proprietate privată. Față de cei doi, polițiștii din cadrul secției 7, Poliția Rurală Gherla, efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori, fapte prevăzute de codul silvic.